Bună ziua, stimați telespectatori! De la această oră, un dialog despre România, despre felul în care se mai poate însănătoși România. Domnul Mihai Amăriuți este alături de noi, antreprenor. Bună dimineața, Mihai! Mă bucur că ai venit la emisiunea noastră. Urmărești momentul, ce se întâmplă acum, luna asta, cu zbaterea și dezbaterea electorală? Ce să zic? Periferic. Periferic, da? Nu ești... Te-am sunat ieri și te-am întrebat, ești pe vreo listă? Nu. Că mă gândeam că la valoarea ta... Nu. Sunt exagerăm cu lăudatul. Nu, te-au sunat? Cât de rău, pe de-o parte. Și ce nevoie oarecare de specializare. Deci, eu am, să zicem, activitatea mea oarecum tehnică, oarecum, și eu încerc să mai... Nu poți să o lași, să o lași de gard, așa, ca să te duci să fii o... Pe de-o parte, pe de altă parte, faptul că ai o idee despre una sau alta nu înseamnă neapărat că ești foarte potrivit la pus în practică a chestiunii respective. Că sunt specializări diferite de asta și eu când se face un film acolo, eu listă întreagă. Nu ce așa de oameni, nu doar actorul principal care îți duce, filmează pașii pusii. La noi în România știi cum e. Unul care face și de alea și de alea și de alea, că n-avem bani să plătim și pe actor și pe șofer. Aici, pentru că vine vorba, este probabil una din problemele noastre. Tot încercăm să transferăm totul prin intermediul banilor, fără să realizăm că, de fapt, banii nu sunt nimic în sine. Sunt doar o imagine. Chestiunea că nu avem bani, chestiune pe la urmă prostie, într-un fel. În ce cauză? Sunt o mulțime de oameni, chiar sunt oameni care se plâng că nu au de lucru, nu? Număr de familie, ce de fel sau altul, îi dăm totuși să aibă cu ce să, să trăiască. Și o casă, masă, ceva de genul ăsta, poate puțin, dar oricum, niște bani să cheltuie, dar doar că în loc să fie dați și pe traseul plată pentru activitate, îți dați pe traseul protecție socială. Deci, ar fi pe undeva variante prin care ar putea fi transferate niște costuri dintr-un loc într-altul, dar fiindcă resursele oarecum există, doar că nu sunt foarte bine gestionate. Dar tu care lucrezi în economia reală, ce se întâmplă? Ceasul tău? Văd că toată lumea e cu smart în ziua de astăzi. Da. Eu am avut o săptămână de concediu și când am venit am văzut, am rămas cu... Când vezi ce se întâmplă în partea cealaltă, ce ușor lucrează unii cu banii așa la stat, parcă te apucă așa puțin, nu? Durerea de cap. Și ai spune, bă, frate, da, eu ca să-mi permit să am și eu ceva, o libertate de mișcare, trebuie să încase, să fac, să produc, să vând mai mult, să convic mai mult. E poate tot un reflex sau obsesie cu banii. Oamenii sunt oarecum supărați că unii cei pe care i-au delegat să facă ceva poate nu au făcut atât de eficient cât ar fi crezut ei să fie să facă lucrul respectiv. Dar până la urmă asta este reversul medaliei, să spunem, a modului în care ai selectat sau ai făcut delegarea respectivă. Noi pețim, ne urcăm în trăsură, spunem mână în birjar, du-mă unde vrei, și pe aceea spunem, dar știi, nu-mi place unde m-ai dus. Întrebarea este, a spus birjarului, du-mă acolo pe drumul cu tare, dacă nu, birjarul, mă rog, a făcut și el cum a crezut de cuvință, cum a crezut că mai bine. Puțin probabil că birjarul pornește la ideea, hai să-l jumulez pe asta. O fi și cazuri, nu zic nu. Dar în general, probabil se pornește pe ideea că, în principiu, vreau să fac bine, dar cum vede cineva bine, nu e neapărat cum văd și toți ceilalți. De asta spun că probabil noi ar trebui să încercăm întâi să ne lămurim cam încotro, vrea să mergem și să transmitem această direcție. Nu doar să ne așteptăm, am pus pe cineva să ocupe, nu e treaba mea să ocupe el, dar tot timpul suntem nemulțumiți că nu ne-a dus unde vrea noi să ne ducă. A, deci tu spui că noi de 26 de ani nu știm în ce direcție vrem să mergem. Da, știm. Am făcut, există lor... Economie de piață. Economia de piață este o vopsea, o culoare cu care se poate vopsi un gard. Nu înseamnă mare lucru. Nu înseamnă mare lucru în sine, din punctul ăsta de vedere. Este folosit deseori mulți termeni de genul ăsta care indică o proiecție, să spunem, a unei idei pe o axă sau alta, încep să fie folosite la modul absolut. Dom'le, economia de piață este un scop în sine și care piața rezolvă orice. Asta e o prostie. Piața este
un lucru foarte important în momentul în care încerci să reglezi și o valori. Asta e scopul pieței. Scopul pieței este să stabilească o valoare relativă. Ea nu funcționează însă decât în momentul în care sunt niște reguli. Sunt unii care zic, comedie de piață înseamnă scoate toate regulile, astea sunt proaste, dacă lăși oamenii să facă ce trebuie, ce vor ei, o să iese minunat. E prostie, este legea junglei. Deci piața nu există în lipsa unor reguli. Dacă, de exemplu, merge pe o idee iarăși proastă care circulă, domnule, dacă e al tău, poți să faci ce vrei, discuți, economie de piață, discutați între voi. În momentul respectiv se întâmplă un fenomen care ar trebui, să zicem, contracarat prin protecția competiției. Cine are suficientă putere, pur și simplu îi impune celuilalt. Impune reguli, da. Îi pune anumite reguli și impune reguli diferite. Deci o chestiune care o avem în multe domenii, mai ales în domeniul meu, în care același lucru costă diferit. Pe mine, de exemplu, unele chestiuni, de exemplu, transmisia unor canale TV, mă costă triplu decât pentru firmele multinaționale. De ce? Pentru că acelea își pot permite, să spunem, să facă canalul de televiziune irelevant, pur și simplu scoțându-l. Eu nu am posibilitatea asta. Așa că eu, ca român, trebuie să plătesc triplu ca asta e situația. Asta nu e economie de piață. Asta e hoție. Da, instituția respectivă pe tine nu te apără? Nu, dar noi nu există. Deci multe instituții sunt doar de formă până când eventual vedem niște chestiuni care apar la televizor, că știi, s-au făcut niște aranjamente și atunci toată lumea se buluvă, cum n-a știut nimeni. De fapt, dacă să ne gândim bine, cam fiecare știe în dreptul diverse chestiuni, dar așteptăm tot timpul să le rezolve altcineva. De exemplu, în domeniul ăsta ar putea fi rezolvat prin simpla implicare cetățenească, pentru că dacă se... Pentru că și pe mine mă întreabă multă lume, știi, eu sunt la o televiziune de asta, o multinațională, dar n-au niciun canal de asta local. Păi și mă deranjează, așa, chiar aseară mă întrebase cineva. Dacă îl deranjează, de ce nu se mută la cineva care le are? De ce stă acolo? Nu-l obligă nimeni. Da, și asta e adevărat. Pentru că ăsta a fost el îmbârligat la un moment dat, stai, domnule, că te costă cu un leu mai puțin, e exact problema asta, că încercăm să transferăm totul prin leu. Fără să ne uităm că, de fapt, leu, de fapt, este doar o chestiune care măsoară ceva care are deja o valoare competitivă. Du-te așa sau dă-te așa, vezi așa, păi, dar trebuie să mai stau, că nu știu, am impresia că mi-au mai pus niște clauze pe acolo, așa. Și astea sunt foarte multe. E o învățătură și acolo, din punctul ăsta de vedere. Pentru că oamenii, crezând că dacă merg acolo sau merg acolo... Bine, așa, aici e efectul același lucru. Cineva cu multă putere. Cât plătești pe lună? O sumă dublă, triplă ca... în altă parte, așa. Pui, mută-te. Asta e soluția, mută-te. Asta aici ai perfectă dreptate. Societățile multinaționale, vedem și noi, fac regea, nu numai în România, fac legea pe planetă, au devenit mult mai puternice decât guverne, decât unele state. Decât statele slabe, dar care e diferența și eu într-un stat tare, care rezistă, și un stat slab? Diferența este că statul tare are ceva pe care să stea. Are... așteptările culturale ale populației, care nu se lasă ușor convinsă de prezentarea frumoasă a unor chestiuni la televiziune. Chiar înțeleg foarte bine, domnule, ăștia mă mint, nici nu mai uităm la ei, din punct de vedere. Sigur, nu universal, dar suficient de mult încât guvernul să poată spune, domnule, asta e un lucru prost, nu-l mai facem, și să reziste în continuare. La noi, dacă cineva vine și face chestiunea asta, televiziunea deranjată, să spunem, sau care este în buzunarul cui trebuie, îl va ataca atât de puternic încât acela va cădea probabil destul de drept, nici măcar nu se ajunge până la alegeri. Stai că ieșim în stradă, strada vrea cu tare. Strada cel mult transmite părerea unei părți, să spunem, mai agravate a populației, dar nu este până la urmă neapărat părerea tuturor. Și noi, din păcate, nu avem creată un sistem cultural prin care să putem discerne, discuta păreri și discerne păreri oarecum mai generice decât cine strigă mai tare sau cine este la alegeri. Și una și alta fiind reflexe limitate ale părerii majorității populației, din punctul de vedere. Ba chiar, probabil se întâmplă și nu la noi, se întâmplă un fenomen chiar contraproductiv. Multă lume zice, domnule, m-a scârbit de politică, nu mă duc să aleg, că n-ai ce alege între cu tare și cu tare. E o chestiune cât se poate de proastă. Faptul că n-ai ce alege este tot un efect a faptului că noi n-am reușit să creiem un sistem prin care să ne lipim, să spunem, între noi și cei care ne conduc. Apropo de ce spui tu, că m-am săturat de politică, nu cumva lumea spune că m-am săturat de toată bălăcăreala asta, bălăcăreala politică ce se face pe câteva televiziuni care sunt dedicate fenomenului politic, care seară de seară caută tot felul de realizează tot felul de șușe de astea. Nu cumva lumea s-a săturat de bălăcăreala asta? Dar nu e obligat nimeni să te uiți la ele.
Ești obligat să te uiți la televiziunea care face treaba asta? Poți să mergi frumos și eu într-un bar, mai zic acum nici măcar nu se mai fumează, deci poți fi că e oricum civilizat, și să stați de vorbă și eu cu vecinii, cu prieteni, cu alte chestii. Televizorul rămâne cea mai ieftină, cum să spun, cea mai la îndemână formă de informare și manipulare, pentru că... Nu la televizor. Acum ai luat, din punctul de vedere, chiar destul de repede își pierde această poziție. Acum se vede că multă parte din opinie este transferată către partea de internet, către partea de rețele sociale, unde se întâmplă același fenomen, poate încă mai accentuat, în sensul că se produce o rocerizare, o separare a oamenilor pe bisericuțe. Fiecare să-și uită și la televizor aceeași chestiune, când era un singur post sau un număr limitat de posturi, să spunem, poate exista o oarecare neutralitate, deși asta e greu de pretins, dar acum sunt foarte multe și fiecare are și eu miezul lui tare de oameni care practic au format mintea după chipul și asemănarea postului respectiv de televiziune sau a grupului respectiv de Facebook sau ceva de genul ăsta, care nu discută cu ceilalți. Asta e o chestiune antitetică formării unei idei generice încotro am vrea să mergem. Ca să aflăm treaba asta, trebuie să discutăm între noi și mai ales cu cei care sunt de altă părere, de așa natură încât să reușim să discernem cine are o idee mai apropiată de realitate și cine pur și simplu bate câmpii. Se poate întâmpla în momentul în care ești într-un grup în care toată lumea bate câmpii, cei de acolo sunt rupți complet de realitate. Exact. Faptul că internetul dă posibilitatea tuturor de a-și spune opinia creează un haos și mai... Nu că ar fost altfel în lipsa lui. Deci, din păcate, noi nu prea am avut noțiunea de presă quality, cea care mai supraviețuiește în vest, chiar cu dificultăți, dar totuși supraviețuiește pe ideea că reușește să transmită o imagine cât de cât apropiată de o realitate normală. Uitam la săptămâna trecută în Italia un ziar, Corriere de la Sera. Uite, toate ziarele locale și naționale ce am eu aici, nu face cât un ziar quality de acolo. Mă uitam, apropo de televiziuni, la noi, nu știu, noi trăim într-o altă lume și sper să se întâmple, pentru că s-a distrus și presa, nu știu, ori n-am... Noi nu prea am avut-o, deci nu prea am avut ce construi. Da. Deci s-a încercat, care a fost problema noastră? A fost o perioadă de aur în anii 90, când lumea cumpăra ziare, era... Da, lumea era căuta informare, dar atunci, probabil îmbătați de noutatea libertății, cei din presă au uitat de importanța responsabilității. Și au căutat fiecare, hai să ne facem un debușeu unde o fi cu orice preț. În felul ăsta, eșuând de la principiul care spune, domnule, treaba ta, în primul rând, este să încerci să filtrezi mulțimea de informații și să transmiți ceva care este cât mai aproape de realitate posibil, indiferent pe cine bucură sau nu chestiunea respectivă. S-a mers pe ideea de spectaculos, pentru că vinzi repede, oamenii se mai atrași de spectaculos. Pe senzaționalul ăla, mi-aduc aminte cum, da, și perioada OTV și perioada, da, care efectiv oamenii stăteau o noapte întreagă, nu urmăreau absolut nimic. Da. Incredibil cum au stat, nu știu câte episoade, mi-aduc aminte cu Elodia, cu nebunia aia. Da. Reversul medaliei e că presa așa erodat credibilitatea, pentru că spectaculos până la poate să facă oricine. Greutatea este să verifici. Deci ceva, verificarea este un efort cu ordine de mărime mai grea decât pur și simplu inventarea unor lucruri. În momentul în care doar transmis mai departe lucruri inventate, spune că, domnule, așa le-am auzit și eu, așa le-am dat mai departe, întrebarea spune, da, de ce să-ți mai dau bani pe ziar? Asta poți spune și vecinul, citesc pe un grup, îmi povestește cu tare, n-are rost. Deci ce ai pierdut, să spunem... Credibilitatea, da. Nivelul la care cineva ar merita să-ți dea atenție. Ziariștii s-au și împrăștiat de timp, acum asta toți au devenit blogger. Deci ăsta a fost cel mai grav lucru, pentru că s-au împrăștiat și n-au construit niște societăți de-astea puternice de presă, da, care să reziste. Și presă scrisă, și cel puțin la presă scrisă am ajuns mult mai rău ca alte state. Da? Eu încerc vicios aici. E foarte greu să... Deci ca să construiești în condițiile de piață trebuie să ai cititori. Cititorii trebuie să... La rândul lor trebuie să pună și ei un efort, să discearnă. Să spunem, apare un ziar
de foarte bună calitate, câtă lume îl citește, pentru că multe ori s-ar putea nici măcar să nu înțeleagă ce se spune acolo, sau să spună, domnule, dar neinteresant, e plicticos și asta, un fel de scânteia. Da. Deși ia lucruri, deci una este să prezinți lucrurile cum sunt, chiar dacă nu sunt neapărat spectaculoase, și alta e doar să-l auzi conducătorul iubit. Dar pentru mulți, poate, de exemplu, sunt țări unde lucrul acesta de este stipulat în codul jurnalistului. Și în Franța este lucrul acesta, nu ai voie să prezinți niște știri ca să îi nebunești pe oameni, cum sunt la noi niște televiziuni care îi nebunează. Ba cu meteo, ba cu nu știu ce, ba că avem noi informațiile și așa. Trebuie să fim un pic mai normal, mai cu picioarele pe pământ, pentru că nu știu, în lupta asta pentru rating, unii și-au pierdut controlul, busola. E o direcție care... Dacă... Și mulți oameni s-au hotărât să nu mai... Da, vorba deci, asta era o chestiune care ar fi trebuit probabil cumva lămurită de jurnaliști agregându-se ca un corp profesional, ceea ce nu au făcut decât pe hârtie. Deci, într-adevăr, în codul jurnalist o scrie niște chestiuni grozave. În practică, la noi distanța e foarte mare, pentru că lucrurile la voia întâmplării, până la urmă ce scrie undeva este pur și simplu niște jurnală moarte pe hârtie. Ce contează e cum se interpretează. Și nu doar în domeniul jurnalistic, lucrul ăsta se întâmplă în toate domeniile, fiindcă veni vorba. De asta sunt foarte multe, avem rămâneri multe, dar am foarte multe capitole. Avem mereu exemple cu, știu și eu, chiar medici care pur și simplu vorbesc prostii, în vedere medical. Și nimeni de la colegii medici nu spune, poate asta încalcă totuși deontologia profesională. Mă uitam chiar zilele astea, așa, zilele... Mă uitam așa, nu se întâmplă nicăieri un dialog de asta între jurnaliști și politicieni, așa, la miștocăreală. Asta cred că coboară foarte mult ștacheta. Deci, ștacheta e un cerc vicios aici deja. E un cerc vicios, deci, populația e învățată. Cine mai cumpără puțin învățată cu un anumit tip de discurs, care transmite cât de cât finanțează un anumit tip de jurnalist, care poate discuta cu un anumit tip de politician, să spunem în general, chiar în momentul în care cineva încearcă să facă mai bine într-un fel, nu e susținut de restul cercului. De asta spun că noi avem un efort imens în față dacă încercăm să rupem cercul ăsta cumva. Cineva trebuie să depună niște eforturi în condițiile în care nu va exista o motivație imediată prin efectul lor. În momentul în care cine merge la deal nu prea are spor. Deci trebuie, dacă vrem și eu să rupem acest cerc, trebuie ca un număr de oameni să încerce să facă lucrurile contrar curentului. Ceea ce implică și asta fatalmente... e foarte greu, adică dacă te... Exact. Implică un efort, efort care este greu de motivat. Trebuie găsit o motivație culturală la acest capitol. Părerea mea e că locul cel mai potrivit din care se poate face treaba asta, și aici suntem chiar ajutați de partea de media socială, este din partea populației. Pentru că populația în sine nu depinde de funcționarea cercului vicios. Jurnalistul, dacă și eu nu spune ce trebuie, nu-și vinde ziarul, sau poate e dat afară. Politicianul, dacă nu se încadrează într-un context, ar putea întâmpla să nu iese la alegeri, pentru că lumea alege învățat cu mai mult sistem. Deci ei sunt în poziții oarecum riscante, în sensul că degeaba ești un politician fantastic dacă nu te alege nimeni. Deci, ca să ai semnificație care politician, trebuie să joci cum se cântă. Fatalmente, ești deseori tras în niște complicații, să spunem, în care e greu să mai spui că ești pe un cal alt, pentru că așa e piesa. De asta vin și spun că probabil locul în care trebuiește umblat este să încercăm să ne uităm pe cât posibil în oglindă și să vedem noi facem ce trebuie sau doar dăm vina, găsim pe cine să dăm vina, căutăm țapi spășitori și spunem eu, ăla e prost. Și fără nu ne uităm la propria persoană. Pentru că noi până la urmă generăm acest sistem. Noi suntem bateria primă care funcționează tot sistemul și suntem locul în care se poate schimba această chestiune. Foarte greu, n-a spus nimeni că este ușor, pentru că cultura are o masă absolut imensă. Se schimbă foarte dificil. Ideea, într-adevăr, educație, cultură, pentru că asta... Educația și-a un rezultat. Deci educația e un rezultat al culturii. Deci, degeaba știm noi cum este o teorie dacă profesorul are alte idei și predă prostii. Și am văzut și la televizor destule cazuri în care profesorii realmente își bat joc de copii.
Pentru că și ce sunt la rândul lor e un efect al culturii. Sunt, marea majoritate sunt convins că sunt foarte buni. Dar cumva, poate datorită unei culturi care spune lasă, mai închide ochii, lasă să trăiască și el, permite supraviețuirea în sistem a unor persoane nu doar slab calificate, ci chiar dăunătoare sistemul în sine până la urmă. Pentru că se vede, bă, la rău se vede mult mai tare decât cel bun. Este o vorbă puțină fiere, strică multă miere. Noi nu avem această tradiție a căutării, nu neapărat a excelenței, dar măcar al corectului. Să spunem, domnule, nu ai voie, poți să nu fii fantastic, să nu fii cu minus, să nu fii dăunător, din punctul de vedere. Noi mergem pe ideea, nu te uita, uite și în partea cealaltă, de asta și merg multe chestiuni. Tot vedem furturi la televizor, jafuri imense, și îmi spune, dar mie n-a văzut. Sigur au văzut multe lume, pentru că toate acelea au fost implicate cantități imense de oameni. Dar toți am fost învățați, dar nu te uita aici, uite în partea cealaltă, ce-i treaba ta, o mână spală pe alta și așa mai departe. Deci o chestiune larg răspândită cultural în masă, care este greu de schimbat, puțin probabil că poate fi schimbată de sus în jos, tocmai din cauza că nimeni nu se uite la tine. Deci dacă spui ceva ce nu-i place, schimbă canalul, să spunem, dacă e vorba de televizor. Și cine se simte cu musca pe căciulă, în general, e un pic iritat de chestiunea asta. Deci puțin probabil că va sta să se uite. De asta spun că probabil locul în care ar putea fi cuplat mai degrabă această încercare de schimbare culturală este în interacțiunea umană, socială, pentru că acolo e mai greu să schimbi. În momentul în care stai de vorbă cu cineva sau ieși cu cineva la o poiană sau ceva de genul ăsta, mai greu acela să plece pur și simplu. Trebuie să te suporte într-un fel. Da. Apropo de poiana asta a televizorului, vezi ce greu penetrează un om de valoare, un om care are de spus ceva într-o emisiune la televizor, foarte greu. Și dacă este adus, el nu face rating. Mulți merg și se uită iarăși la banalitățile acestea cotidiene, să vedem ce a mai făcut Băsescu, să vedem ce a mai făcut nu știu care, să vedem ce a mai făcut Xulescu. De asta și spun că noi nu sunt asta instrumente, noi cândva se spera că tehnologia, da, mass media va ajuta foarte mult la educație. N-am realizat că ajută încă și mai tare la opusul ei. Uh-huh. La coborâre. Propunerea și promovarea, da, unor pseudovalori, pentru că dacă să știți, marea majoritate a lucrurilor la care se uită sunt niște nimicuri. Nu numai la noi, și la americani. La americani mare succes în Kardashians sau ceva de genul ăsta. O familie de, nu știu ce se pupeze, cum e termenul românesc. pentru că asta e situația. Omul în general preferă ceva simplu, ușor, fără efort. E mai greu să depui efortul, să spui întrebări complicate. Dar pe de altă parte, ești chemat la alegeri să răspunzi la întrebări complicate. De exemplu, ieri a venit Matei Vișniec la Piatra Neamț. Ăsta este o personalitate, domnule, și în Franța, și în România. Niciun ziar nu l-a trecut pe prima pagină. Undeva la diverse, în paginile. Și asta spune foarte mult. Da? Tot despre oamenii aceștia cu care ne întâlnim zilnic. Eu cred că părerea mea, că încercăm, noi avem o obsesie pe undeva al făt frumos. Vine făt frumos și face nu știu ce, eventual uităm, domnule, de ce nu se uită, de ce nu ne uităm la făt frumos? Ei, făt frumos este totuși un personaj mitologic. Da. Poate totuși fi și o aspirație, da, dar trebuie să ne realizăm că realitatea este mai pragmatică pe undeva și mai simplă, poate, chiar dacă este mult mai plicticoasă. Și atunci ar trebui să vedem ce anume ne lipsește nouă. Și impresia mea că ne lipsește o obișnuință a socializării. Deci oamenii sunt învățați să stea într-un club foarte îngust, oarecum protejat. E și o chestiune tradițională în care familia te protejează de restul societății înfiorătoare care te înconjoară. Dar asta este antitetic construirii ideii de comunitate, care e baza până la urmă a dezvoltării democratice într-un fel. Așa, noi ne uităm cu jind la niște state din vest, eu am vrea să fim ca aici, ne întrebăm de ce, dar noi ne uităm ce fac ei. Ei fac, în primul rând, această agregare. Chiar spunea cineva, domnule, dacă stau pe o stradă trei nemți, să-și fac o ONG, să fac o asociație, cum să facă ei să fie strada aceea mai bună? Nu stă fiecare în dreptul lui să se uite la televizor. De asta chiar mă uitam, am fost în Viena, au foarte puține canale TV și foarte plicticoase. Cum ți s-a părut Austria? Așa, când vii din România și...
Bine, totul aveam... pus la punct, totul aranjat. Nu, 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 este, nu este totul pus la punct. Bine, când intri pe autostradă, se lucrează, într-adevăr. Nu, da. Mai se lucrează, mai sunt, am găsit, am văzut, am fost undeva la țară, într-o călătorie, la 40 km de Viena și am văzut, pe drumul acela, am văzut două peturi. Deci e rușine. Da, da, și era și o mașină prăfuită. Deci, văzut o mașină prăfuită și două peturi? Da, da. Deci perfecțiune nu există. Și, mă rog, fiind timpurile astea amestecate, mai există chestiuni care nu suntem familiarizați, dar care acolo deci, ei... gândiți-vă cum stau lucrurile. Deci două peturi și o mașină prăfuită, așa este. Da, da. Dar în fața la, într-un parc central din Viena, erau... și eu niște persoane fără adăpost, cu un miros crunt care bătea zeci de metri de acolo și cumva erau acolo în fiecare zi. Se pare că nici ei nu au soluții de integrare, de conectare cu cei care vin cu o altă cultură. Uh-huh. Asta e problemă, zic eu, undeva în europene. Ei sunt cei mai înspăimântați, cred că, din toate țările astea bogate, da, la valul de imigranți ce se... Până la urmă, aici se numește un reality check. Adică faci niște lucruri și vezi realitatea prin niște ochelari. La un moment dat, însă, s-ar putea întâmpla ceva să nu se potrivească acolo și probabil acest val vine la capitolul ăsta. Pentru că am avut și noi aceleași discuții, ne uitam cum domnule ne trimite înapoi imigranții noștri, că cetățenii europeni au dreptul să stea acolo. Și chiar ne bat nouă la cap, ne bat obraz, domnule, de ce nu întinzi un covor roșu la cetățeanul tău european care nu e poate tocmai bine integrat social. Ei au crescut, crescând întreaga societate oarecum în paralel, derivele lor sunt fatalmente limitate. Uh-huh. Și instrumentele legale nu sunt capabile poate să poată gestiona toate situațiile care pot apare în contactul cu un alt tip de cultură. Ceea ce e rezolvat printr-un fel de ipocrizie. De exemplu, discuția asta care a făcut cu aranjamentul care l-a făcut în principal Merkel cu turcii. Domnule, dacă în Europa au niște drepturi, nu puteți face mica, țineți-i voi acolo la voi, nu ne interesează, vă dăm niște bani să faceți asta. Mi-a mi se pare o abordare complet ipocrită. Normal era, domnule, dacă regulile noastre nu permit să zicem, dacă în momentul în care ai intrat în Europa deja poți umbli peste tot, poate o problemă cu regula aceeași, mai trebuie și cumva gestionată. De exemplu, lăsăm o zonă limitată în care nu ești neapărat, n-ai acces neapărat peste tot, ai un acces oarecum mai limitat și unde îți furnizăm eventual niște servicii educaționale necesare, pentru că discuția este în principal legată de conflictul de valoare între imigranți și, și localnici. Or, acest conflict de valori poate fi în mare parte rezolvat prin proces educațional. Deci s-ar putea face zone în care persoanele respective să se furnizeze cursuri, pur și simplu, și în felul ăsta să obțin și locuri de muncă pentru cetățenii locali. Pot fi învățați poate să facă lucruri mai bine chiar înapoi la ei, în situația în care situația acolo se va normaliza la un moment dat, să poată să contribuie la dezvoltarea țării aceleia și atunci nu mai apare sperietoarea că domnule vin și ne iau locurile noastre de muncă. Pentru că dacă să ne gândim bine, inclusiv motivul pentru care acolo s-a întâmplat ce s-a întâmplat este aceeași lipsă de implicare civică. Deci acolo, vorbim de Siria până la urmă, ok, putem spune la un moment dat, să spunem Assad a fost prea agresiv. Hai să facem o opoziție uniformă, să-l dăm jos, dar măcar să fie o opoziție, cum am pățit noi cu Ceaușescu, a fost dat și cât de cât s-a făcut ceva. Nu ne-am bătut noi între noi, chiar dacă am avut tot felul de idei, stai că n-a fost făcut chiar bine, unii și-au tras pe turta lor, asta se întâmplă, dar până la urmă scopul este să scapi de ce ți se pare neapărat foarte rău. Nu se cauți o perfecțiune care este inaccesibilă, deci noi nu avem posibilitatea să facem ceva absolut perfect, toată lumea mulțumită. Ori la ce s-a întâmplat, a apărut când cu Assad 101 de grupări, fiecare cu ideea lor, care se bat și între ei, asta poate a dat apă la moară și scopul, cine a pus la cale scenariul ăsta, poate pentru asta a și fost pus. Hai să revenim la România, așa, cum vezi tu România? Merge bine? Merge în direcția bună? Deci, noi avem pe undeva avantajul că suntem decât agregați cu tehnocrații, decât cu noua echipă guvernamentală. Deci, cum spuneam, perfecțiune nu există. Din punctul de vedere,
cel puțin la ce pot vedea și eu la televizor, la rândul meu, sunt pare a fi oameni care încearcă să facă bine. Dar, cum spuneam, între a încerca să faci bine și a ieși bine, e o distanță. Și mereu multe trebuie să plânge, domnule, nu e cum am vrea noi, ok, dar am transmis cumva cum am vrea noi și acel transmis ar trebui să fie făcut, cum spuneam, nu prin ieșitul în stradă, pentru că acela trebuie să fie doar o supapă de protecție, domnule, ceva chiar e exagerat dacă am ajuns până acolo. Normal ar trebui să transmitem valori într-un mod mai puțin agresiv și mai ușor discernabil, să spunem. De asta spuneam că realizarea de discuții, grupuri care să transmită un mesaj cât de cât coerent, care apoi facea să se distileze în presă, ar fi mai eficientă decât sistemul în care spunem, doamne, suntem nemulțumiți cu oricine, pentru că deocamdată noi cam acolo suntem, suntem nemulțumiți cam cu oricine, e puțin probabil că se poate găsi cineva care să satisfacă pe toată lumea. Da, totuși, marea majoritate a românilor vor normalitate. Ce înseamnă normalitate? Suntem în stare să definim noțiunea de normalitate, măcar? Să scriu de ce înseamnă normal? Și să scoatem o medie, să spunem, care să fie acceptabilă pentru toată lumea? Păi na, vor autostrăzi, vor să aibă locuri de muncă, vor okay, să okay, okay. aibă de la vrut la putut, o distanță foarte lungă. Facem ce este de făcut ca să avem autostrăzi și locuri de muncă și așa mai departe. De exemplu, pentru făcut locuri de muncă... Păi chestia... tu faci, îți plătești taxele și impozitele statului. Okay. Mai departe vine compania respectivă care îi plătită să facă lucrul ăsta și nu face. Da? Ăia merg mai departe, nu întreabă nimeni de sănătate, își au salariile lor mari și foarte mari, așa, tu continui să plătești la stat, păi asta e normalitate? Cum spuneam, depinde... Și aia îți cheltui banii tăi și banii exact, noștri, exact, da? Banii noștri a tuturor, dar nu cumva noi ar trebui, avem o pârghie, pârghia fiind să ne mutăm pur și simplu la cei care fac ce trebuie și în loc să mergem la cei care și-o mai frumos și au mai multă reclamă? Adică n-ar trebui poate să nu mai fim atât de autiști? Să zicem, domnule, asta am văzut, asta am crezut, asta ni s-a spus, fără să uiți, domnule, ce efecte au? Același efect al confundării banilor cu valoarea. Banii nu sunt o valoare. Banii sunt un sistem prin care comparăm valori, dar valorile trebuiesc definite în prealabil. În momentul în care ne definim prin bani, în momentul respectiv, valoarea este falsificată, pentru că banul în sine este ușor de falsificat ca ce anume reprezintă. Chiar mă gândeam dacă n-ar fi o idee să încercăm să ne uităm la bani altfel. Exceptând situația în care chiar suntem muritori de foame și n-avem încotro, să ne gândim dacă n-ar trebui să concepem banii pur și simplu ca un buletin de vot. Votezi. Când te duci să cumperi ceva, votezi cu X sau cu Y. Și să te hotărăști cu cine vrei să votezi. De exemplu, facem turism. Noi când cineva face turism, doamne, imediat în Dubai. Mare șmecherie Dubai, că vezi niște luxuri și tot felul de chestiuni. Dar cred că ai dus acolo cu banul care l-ai luat de aici, ai votat o dezvoltare arabă, luând, votând negativ, scoțând de pe piață, practic, dezvoltarea ta. Deci care poate nu e la același grad de lux. Dar este al tău. Îți faci mult rău când vii acasă, dintr-o... Poate, da, poate, pe undeva e bine să și vezi și la alții ce au făcut. Da. Nu, nici asta nu e o idee, hai că punem un gard și nu mai trecem de acolo. Dar ca medie, ca semnificația ce faci, în loc să încerci să te uiți totul, să treci prin prisma unei dorințe intrinseci care s-ar putea întâmpla să fie destul de goală, să te gândești, s-ar putea să mai fie și niște dedesubturi aici. Dacă mergem undeva în poiană cu vecinii, nici măcar nu ne trebuie bani, s-ar putea să ne trebuie mai bine, mai și discutăm una alta, mai învățăm ceva. Adică s-ar putea să ești mai câștigat. De asta și e discutabilă utilitatea unor mărimi ca PIB-ul pentru starea economiei. Era chiar o chestie interesantă că, domnule, dacă în fiecare zi spargem geamuri, PIB-ul se crească foarte mult, că geamul se schimbă, fabrica de la așa, toată lumea fericită. E o economie grozavă. Adică noi, prin distrugere, exact, prin autodistrugere. Punem mereu banul în față ca valoare și tot timpul ne plângem de bani, când noi trebuie să ne gândim, de fapt, la valori, la eforturi, la resurse, întreabă pentru care banii sunt doar o... posibilă pe ăla care și-a făcut offshore în Panama și îți spune el că ce valoare el este un efect. Deci câtă vreme toată lumea vede așa, el pur și simplu, dacă asta e nivelul țării, astea sunt valorile țării, atunci facem mai mult bani, facem inginerie financiară, nu? Care e inginerie serioasă și care trece de foarte bună și căutată și o aplică. Dacă tipul ăsta de abordare devine inacceptabil cultural,
nu va funcționa nici pentru el, pentru că în momentul în care lumea nu se duce și cumpără de la el, tocmai pentru că firma lui nu este în România, ci în Panama sau cine știe unde, mi-a dus să gândesc, domnule, stai, domnule, dar m-am gândit prost. Nu câștig, pierd, nu. Hai, mă uit în România, plătesc impozite și câștig mai bine, doar și rămâne și mie. Vezi? La asta nu s-a gândit nimeni. Nu, se gândește multă lume. Întrebarea este cum facem să transmitem la suficient de multă lume chestiunea asta încât să funcționeze, să existe un efect al implicării civice, să creiem noțiunea de civism, care la noi, care e logica să duci să ascunzi bani undeva? Pentru că acum ai văzut, băncile nu-ți mai dau dobânzi, da? E dobândă aproape negativă pe afară. Duci 100 de euro și 98 înapoi. Dar, mă rog. Nu e chiar așa. Logica e că se mai ocolesc niște impozite, de exemplu, cum era cu discuția cu partea cu detergenții sau cu astea, cu biocizii. Detergent, materia primă era trecută printr-o firmă care făcea un profit imens, care era foarte puțin impozitat sau deloc. România nu avea profit aproape deloc, probabil, sau un profit foarte mic. Profitul mare era afară. Și asta se întâmplă la o mulțime de firme. Dacă vă uitați la firmele cele mai mari de toate domeniile, vă uitați, în România au niște pierderi, spui, domnule, ăștia mor de foame. Dar afară, centrul din Olanda sau de unde o fie a firmei românești, câștigă bani groși. Da. Făcând asemenea chestiuni, deci transferând niște costuri, pentru că și eu trebuie să facă consultanțe, trebuie să facă ceva și acolo se face profit, noi rămânem cu pierderea și ne plângem, ce rău merge economia, nu avem bani. Când, dacă să ne gândim bine, banii aia am putea face noi pur și simplu, uitându-ne meu, unde îi cheltuim. Astea sunt făcute cu bună știință. Bine, fiecare își face interesul. Acum, întrebarea este, suntem noi capabili să ne definim un interes național? Apropo de Rompetrol, ai văzut că Rompetrolul ăsta e la un punct să ajungă la chinezi, da? Trecând pe la niște, ce au fost aia? Kazah, da. Statul Kazah, l-au mai... mulți și ei, îl dau mai departe și noi stăm și ne uităm cum fac ăștia profit cu lucrurile noastre, cu economia românească. Este incredibil. Până la urmă nu e așa de important ce etichetă e pe casa cuiva. El nu pleacă de aici. Că pe discuția cu terenul. Păi nu, profitul. Păi n-ai spus tu că profitul pleacă? Profitul, da, îl putem profitul gestiona. Da. Deci, unde... Deci putem să ne uităm și eu de unde luăm benzină dacă... firma respectivă este mai apropiată sau nu de interesele noastre și să controlăm pe acolo, chiar dacă diferența de preț ne dă benzina un pic mai scump. Dom'le, acel scump în plus este prețul preferinței mele care merită un cost. Noi tot avem obsesie cu gratis. Obsesie care suntem mereu jucați, că sunt o mulțime de chestiuni. Semnează aici, gratis. Semnează aici, gratis. Ei, chestiunea asta ne deformează perspectiva asupra valorilor într-un fel și trebuie poate pe undeva să ne gândim, semne, gratis înseamnă prost. Gratis înseamnă că vrea să-mi fure calul. Uh-huh. S-a putea întâmpla ca, de fapt, să merite dat un ban undeva. Să spunem, apropo de Austria, acolo la niciun peco nu-i gratis la toaletă, da? Totul e, și în Germania, totul e pe bani. Câțiva cenți, da? Dar costă. Costă îngrijirea, costă totul, da? Ai și condiții foarte bune. Unde e gratis, e mizerie. Unde e, da. Nu, la noi există pecuri care ai gratis și arată și foarte bine. Bine. E și o chestiune legată de costuri. Adică acolo o femeie de serviciu probabil costă sensibil mai mult decât la noi și atunci trebuie să încerci pe de o parte să obții o parte din salariul ei, pe de altă parte poate să limitezi accesul. Dar și nu cred să fie la ei o problemă foarte mare prin această metodă. Urmărești, revenind așa că ne apropiem de final, urmărești campanie electorală. E o campanie atipică acum, poate telespectatorii noștri au și văzut, că nu mai sunt acele banere, nu mai e aceea nebunie ca în alți ani. Acum lucrurile sunt foarte simple, un simplu afiș pus în câteva locuri din oraș, cu asta basta. În rest, cred că de data asta trebuie să facă cetățeanul mai mult. Să umble el, să se intereseze cu tare candidat, ce program are, ce... Da? Și, bineînțeles, și candidatul care trebuie să o ia pe jos, să se întâlnească cu oamenii și să-i lămurească face-to-face. Nu? E un lucru mai... E un lucru relativ bun pentru că mișorează influența directă a banului. Cum spuneam, banul are o influență Și dă posibilitatea egală, da? Tuturor competitorilor să... Sau ce puțin încurajează ca eforturile să fie depuse în partea comunicării direct cu cetățeanul decât în partea epatării.
E o chestiune, zic eu, bună, contrară și ușor direcția americană. Americanii chiar au avut, aveau și un sistem care limita oarecum influența banilor în politică, care a fost eliminat de Curtea Supremă în urma unui caz Citizens United de acum câțiva ani. Și după aceea au apărut brusc un miliard de dolari care se cheltuie în politică și care riscă să derapeze, să spunem, discursul în jurul unor simple demagogii. E interesant pe undeva că efectele totuși nu sunt, nu au fost chiar atât de brutale. Chiar cei care își planificau, domnule, cumpărăm, avem pus deoparte un miliard de dolari, cumpărăm președinte, s-au constatat că miliardul de dolari nu le cumpără un președinte. Ce fac oamenii între ei, ce discută, ce înțeleg, bate valoarea banilor. Poți să baci oricât de mulți bani, dacă există cetățeni activi, există noțiunea de comunitate, care realizează, domnule, ăștia... De, doamne, tot, dar vor să ne fure calul, așa că nu-i vătăm cu ei. E un efort mare. Pentru noi, cel puțin, e mai bine să fie, să existe această limitare care să crească interesul candidaților să se apropie de cetățeni și poate să și ajute cetățenii să devină un pic mai interesați de evoluția politică. Dar probabil va dura un timp până când asta devine, intră în reflex și eventual se mută discuțiile din domenii oarecum estetice în domenii punctuale. Dacă uităm la alegerile din vest, acolo sunt dispute pe chestiuni cât se poate de clare. Reglementarea asta trece sau nu trece? Și ceva semnificativ, nu o chestiune oarecum generică, de genul vrem să facem oraș verde. Toată lumea vrea să facă oraș verde. Asta nu e o dispută. Deci ar trebui găsite probabil unde anume diferă pozițiile respective. Dar pentru a se ajunge în discuții pur politice, probabil trebuiește oarecare maturizare politică care nu se face în timp scurt. Trebuie un efort, în principal, din partea cetățenilor, zic eu. Și efortul de analiză din partea cetățenilor, pentru că trebuie să facă obișnuință. Cetățenii nu analizează, ei votează pe spectacolul din campanie electorală. E o tradiție veche în România, nu, nici măcar nu e legată de comunism, e mult mai veche de atât. Îl votez pe ăsta că mi-a plăcut în campanie, cum i-a tras-o lui ăla, știi? Cam așa. Deci, practic, și după aia se dumiresc că, bă, dar parcă n-a fost cea mai bună alegere sau parcă n-a fost... Da. La țară încă sunt multe lucruri, îmi povestea cineva nu de mult că un primar undeva într-o localitate din Suceava, la țară, spunea că, domnule, dacă nu mă votați, o să vă tai lumina. Băi, și oamenii au crezut, Mihai, deci gândește-te că în 2016 au crezut oamenii că le taie lumina. Și a spus la lor, băi, dar tu n-ai auzit că să ne taie lumina dacă nu votăm? Chiar vrei? Cum mă să ne taie lumina? Dar lumina e lui altul. Ca să vezi cum stau deci, lucrurile avem la, în România anului 2016. Avea unde? La Vox Populi este o emisiune în care treabă diverse persoane ce știu și glume, că mulți au zis că alea s-a făcut exact. Nu, deci eu o imagine, dacă, când ne uităm în oglindă, vedem o imagine care nu ne place deloc și multă lume preferă să arunce oglinda. Trebuie să ne învățăm să ne uităm în oglindă, să vedem în ea și ce e bun, dar să vedem și ce e rău, să încercăm să corectăm ce e rău, oricât de neplăcut ar fi. Din păcate, asta necesită un efort și, în general, se cam fuge de efort. La plăcinte înainte, la război înapoi. Avem și tradiții vechi care sunt greu de contracarat, dar trebuie să făcute, zic eu că ar trebui să fie făcute în general din masă, mai ales din spectrul de oameni oarecum educat, care acum se izolează. Chiar am văzut o chestiune interesantă, spuneau unii, domnule, aș vrea să socializez cu cineva, n-am cu cine, dar uite, colega ta, nu pot, că are alte idei. Dom'le, asta e și ideea. Trebuie să socializăm cu cei care au alte idei, de așa natură încât să ne șlefuim între noi ideile, să încercăm să ne apropiem cu ele de ceva util și real. Chiar dacă este incomod, oamenii implicit încearcă să aibă dreptate, nu să caute adevărul. E un reflex greu de contracarat, dar care ar trebui să fie făcut, cum să spun, măcar de partea oarecum educată a populației, încât să poată să transmită o imagine oarecum mai coerentă și să direcționeze într-un fel atât pe cei de sus care ne conduc, cât și pe poate o masă mai largă care are altă treabă, pur și simplu, are de săpat, are de făcut varză, poate n-are timp să înțeleagă disputa filozofică cu tare.
Dar tu care nu prășești totuși, poate ar trebui să aloci un minim de timp să înțelegi unde este eventual disputa și să încerci să le explici la cei din jur cum sunt de fapt lucrurile. Fiind mult mai credibil tu ca fiind vecinul lor acolo, cunoscutul lor, decât un post de TV sau șușeu, un site de net unde sunt 101 și fiecare cu ideea lui, unde nu se poate obține o direcție. Da, acolo da, se mă uit la televiziunile din București, e o prăpastie mare cu ceea ce ar aștepta oamenii din România, de la țară, cum spui tu așa, cu ce și îți discut acolo, niște lucruri care pentru oamenii de rând n-au nicio relevanță. Ceea ce e un lucru bun, fiindcă veni vorba, pentru că unele televiziuni discută niște prostii, realmente, promovează niște lucruri care n-au nicio legătură cu realitatea, ca să-și vândă, știu și eu, nu știu care zeamă de lămâie care îți trece nu știu ce cancer. Pe, nu prea am văzut televiziune care zice, domnule, voi știți că alea sunt niște prostii, soacă educație. Noi n-avem, în România nu avem posturi TV de documentare la modul serios, care să încerce să vadă unde sunt probleme, hai să facem educații. Ar exista o nișă de piață aici. La noi toată lumea se înghesuie pe majoritate. Deci, doamne, majoritatea vor spectacol gol. Hai că facem toți acolo, fără să uite că acolo e foarte greu să ajungi sus și doar cei de sus câștigă, cei de jos pierd. De ce nu încearcă unii să-și caute o nișă pe un domeniu? Hai să încercăm să facem o educație. Cine încearcă să intre pe nișa asta, are loc să crească încă. Sigur, nu va ajunge primul, dar are nișa lui făcută. Dar, mă rog, ori este dificil, ori nu e cu cine, n-aș putea să spun de ce, nu prea se face efortul ăsta, ceea ce duce până la urmă la pierderea revelanței acestor canale, pentru că în momentul în care încerci să faci ce spun eu, să spunem, să înțelegi cum este lumea și să-i spui celui din jur, trebuie să începi la chestiunea închide televizorul, nu mai citi presă. Pentru că aia transmit cu minus. Nu ai la cine spune, uite-te la canalul ăsta, pentru că canalul ăsta îți explică cum sunt lucrurile. Mai la cine să te uiți. Pur și simplu, dacă avem un canal fără horoscop, cu adevărat demonstrandum, nu? Când te gândești că e total da, zero barat. Nu, deci poate fi o chestie interesantă ca distracție. Deci nu spun că e o chestiune rea în sine. Ideea să pui lucrurile acolo unde sunt. Deci mulți zic, domnule, vrei să faci o chestiune perfect tristă, numai alb și negru și tot trebuie să... Nu, asta e o prostie. Ne trebuie creativitate, ne trebuie imaginație. Asta e foarte bună și o literatură a SF. Că poți să imaginezi chestiuni care nu au legătură cu știința, doar așa, pe departe, și cum arată poza. Dar te lasă să imaginezi mult dincolo de ce putem ști, un lucru util. Dar este important să știm cine și unde este. Asta este SF, literatură fantastică, asta este realitate. Dar nu se amestecă acum. Vine cineva și scoate o chestiune de coruț cu niște bubuli în Buceci, oho, ce energii sunt acolo, și vedem după aceea că, domnule, știi, cunoașterea reală sunt energiile de care s-a ascunse de conspirația mondială. O tâmpenie care are grozav succes în inteligenția. Nu vine nimeni să spună, domnule, hai, domnule, vorbesc prostii, pentru că, domnule, dacă... Și omul își vinde cărțile. Omul are... Omul își vinde cărțile, mă rog, își face groază, treaba, da. Dar populația este dezinformată în acest fel și în media foarte puțină lume face efort să spune, domnule, știi că te dezinformează, tu zic, no, domnule, cum poți spune cineva așa de cunoscut? N-are ce legătură, poți să fie cunoscut și să transmită prostii până la urmă. Așa este. Rămâne politica, să spunem așa, refugiul celor care nu reușesc în alte domenii? Sper că nu. Deci, e necesar, chiar dacă este dificil, datorită cercului vicios în care spuneam, să faci ceva, chiar e important ca oameni care vor să facă și au energia aceea să intre acolo, să se lupte. Pentru că altfel, pur și simplu, ne predăm. Deci, în momentul în care, domnule, dușmanul e prea mare, n-are rost, în momentul respectiv a ajuns sclavul lui. Deci trebuie cineva să se sacrifice acolo fără și eu interese colaterale. Deci, nu e excesiv să facem asemenea. Ziarul Adevărul de astăzi dă un exemplu de un primar într-o comună din Dâmbovița cu 16 dosare penale care omul candidează nestingherit. Sunt și contraexemple cu primari care au reușit și chiar primari de comune care au reușit în România să schimbe efectiv lucrurile. Asta înseamnă că, iată, poți, dacă vrei, cum era acel slogan din anii 90, dacă vrei, poți, dacă cu adevărat. Deseori te uiți la niște comune, că tu când sunt într-o zonă cu alte tradiții culturale, mai spre vest, unde au fost mai apropiat de niște austrieci, care au avut alte tradiții și poate mai ușor.
povestea cineva care încerca să bage în politică la un moment dat în zona noastră, venise cu proiecte să facă, să tragă apă curentă și canalizare. Și toată lumea reproșa, dar ce ne trebuie? Nu, toți moșii sunt moșii noștri fără apă curentă, fără sănătate. Foarte bine, sunt toți veniți, nu ne trebuie. Greu să cuplezi, să spunem, ideea de progres, câtă vreme cel care te lege... Când omul are 80 și ceva de ani, la 87 de ani, tu te duci să-i tragi apă curentă, tu trebuia cu 26 de ani sau acum... Era vorba de oameni mai tineri, cum se devede. Acum comunele sunt îmbătrânite, satele noastre sunt îmbătrânite. Bine, te duci acum să-i mai tragi omul, are dreptate omul, la vârsta asta... Nu, era vorba de oameni mai tineri, fiindcă veni vorba, dar aici e o chestiune și aici noi avem, se face probabil o distilare inversă. Cei mai capabili încearcă să-și caute traseul cel mai eficient și în general pleacă spre alte țări mai atractive în acest moment de vedere, unde au oarecare spor, unde ce fac ei chiar se cunoaște. Uh-huh. Și nici măcar nu putem să-i acuzăm de asta, pentru că resurse, capacitatea umană nu este o resursă stocabilă. Ai sta aici și cândva o să am nevoie de tine. Ai atâta ani în care poți face ceva. Exact. Sunt merzerii în care peste 30 de ani nu mai ai ce cauți sau aici, altul. Deci, faptul că ei se duc unde e nevoie de ei e un lucru bun. Ajută dezvoltarea umanității până la urmă. Se ajută pe crescând ei, unde în primul rând. Se ajută în primul rând pe ei și ajută umanitatea ca ansamblu, pentru că suntem tot în aceeași barcă. Dacă vrem să păstrăm și pe aici, să crească și pe aici niște lucruri, trebuie poate câteodată să ne schimbăm niște puncte de vedere încât să aibă interes să stea aici. De exemplu, în loc să cumpăr produsul făcut de firma cutare din vest, să cumpăr de la firma de la noi, chiar dacă poate nu e așa de strălucitor. Dar în felul ăsta asigur și un flux financiar care permite creșterea unor oameni în local. Până obținem chestiunea asta, avem acest proces de distilare. Pleacă vârfurile, rămânem cu restul și trebuie să facem cumva niște eforturi cum să convingem restul să se depășească. Exact. Noi avem și o obsesie cu vârfurile. Tot căutăm cel mai... Concluzia la emisiunea noastră este că tot noi reușim să ne ridicăm prin forțele noastre, pentru că salvarea nu poate veni de la nimeni. Și România va progresa prin ajutorul nostru al tuturor. Deocamdată cu românii din străinătate, îți mulțumesc, Mihai, cu românii noștri din străinătate, care cu banii lor și rămân cei mai buni investitori în România. Cât ori mai avea și ei de lucru pe acolo. Îți mulțumesc și dumneavoastră vă mulțumim, stimați telespectatori. O zi bună, la revedere, toate cele bune!